Bună ziua, mă numesc Ziana Păiană și lucrez pentru Directoratul General privind politica de vecinătate și de înlăcire a Uniunii Europene aici la Bruxelles pentru Comisia Europeană. Eu fac parte dintr-o echipă care se numește Centrul de Expertiză Tematică în domeniul societății civile și acolo acopăr țările din Parteneriatul Estic și Rusia. Aș vrea să vă vorbesc astăzi un pic despre Parteneriatul Estic, despre ce ne propunem noi să facem cu privire la societatea civilă și mai ales despre evenimentul nostru de astăzi, evenimentul de predare a ștafetei de la Civil Society Fellows din 2017 către cei din 2018. Parteneriatul Estic este un proiect regional promovat inițial de Uniunea Europeană. Funcționează, are o arhitectură foarte complicată, dar în principiu presupune cooperarea la nivel regional între cele 6 state acoperite de această politică, anume Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. De asemenea, Uniunea Europeană și statele ei membre sunt implicate în atingerea anumitor scopuri. De exemplu, până în 2020, Parteneriatul Estic și-a propus să atingă anumite ținte privind politici sectoriale, dar și ceea ce numim noi politici orizontale. Aici includem societatea civilă și politica de gen. Și cum eu mă ocup de societatea civilă, aș putea să vă spun un pic mai mult despre ce facem noi și care este abordarea noastră în Parteneriatul Estic. Avem mai multe probleme pe care încercăm să le rezolvăm, uitându-ne la ce se întâmplă de fapt în toate țările din Parteneriatul Estic. În primul rând, în legătură cu asistența noastră și sprijinul nostru financiar către societatea civilă, dar și în modalitatea în care noi încercăm să includem societatea civilă în programele și proiectele noastre, precum și în dialogul instituțional cu guvernele. Asta ar cădea sub intenția noastră de a implica societatea civilă într-un dialog politic mult mai dezvoltat. În acest sens, adoptăm o serie de măsuri, sunt măsuri de decise acum ceva vreme, pe care acum am început cu mai mult elan să le implementăm în țări și cred că o parte din aceste măsuri sunt vizibile și în Moldova. În primul rând, în ceea ce privește creșterea capacității societății civile, avem proiecte mari, la scară largă, de dezvoltare a capacității organizațiilor, nu neapărat cele care sunt localizate în capitala statelor din Parteneriatul Estic, dar mai ales în afara, mai ales mergând în regiuni și în afara capitalelor. Consideram că acesta este un element critic în a ajunge la organizațiile care într-adevăr reprezintă cetățenii și care au nevoie de sprijin în a atinge ceea ce noi numim rezultate pentru buna implementare a Parteneriatului Estic. O altă orientare pe care o avem e, după cum spuneam un pic mai devreme, includerea societății civile în dialogurile politice. S-ar putea ca o parte din audiența dumneavoastră să cunoască deja programele mari și politicile, procesele politice mari în care societatea civilă se poate implica. De exemplu, lucrăm foarte mult cu platforma Parteneriatului Estic. Sunt aproximativ 160 de organizații în Moldova care sunt parte din platforma Parteneriatului Estic. Împreună lucrează și pe implementarea acordului de asociere și în care au chiar un rol formal de a susține implementarea acordului și de a trimite semnale de alarmă atunci când anumite capitole sau articole din acord nu sunt respectate și nu sunt implementate cum ar trebui.
O altă și a treia noastră prioritate de a lucra cu societatea civilă e să ne asigurăm că există suficient spațiu de dezbatere în țările în care lucrăm. Aici avem mai multe abordări, după cum vă puteți imagina, depinde foarte mult de context. Să vă dau câteva exemple din Moldova, de exemplu, lucrăm pe sustenabilitatea financiară a organizațiilor de societate civilă. Uniunea Europeană a fost unul din actorii internaționali destul de vocali când a venit vorba de adoptarea legii 2%, dar de asemenea reacționăm atunci când vedem că sunt încălcări foarte grave ale drepturilor omului sau ale democrației care pot împiedica participarea societății civile în procese publice și discuții publice sau nu neapărat a societății civile organizate, dar chiar a cetățenilor în decizii locale sau orice fel de alte procese unde au, de fapt, dreptul de a participa. Pe scurt, cam asta ar fi abordarea noastră generală și încă aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte despre acest proiect. Facilitatea pentru societatea civilă în parteneriatul ESTIC este un program regional de dezvoltare a capacităților organizațiilor de societate civilă, iar una din componentele sale este acest Eastern Partnership Civil Society Fellowship. Ceea ce ne-am propus noi când am demarat acest program a fost să selectăm 20 de tineri, lideri din societatea civilă. Ei au fost selecționați chiar pe baza potențialului lor de a deveni lideri în comunitățile lor sau în țările lor și să investim în ideile pe care le au ei și în ceea ce sunt ei pentru a-și atinge acest potențial. Am văzut foarte multe proiecte, sunt fellows care lucrează pe proiecte de transport, inclusiv în Chișinău, alții care lucrează pe probleme sociale, alții care vor doar să facă analize de politici publice. Pentru noi totul e bine atâta timp cât avem ocazia de a-i susține pe acești oameni să contribuie cât mai mult la dezvoltarea comunităților lor.